Bine v-am regăsit, dragii noștri prieteni! Astăzi vom avea parte de o ediție specială. Așa cum v-am promis, veți avea parte de o mărturie care vă va ține cu sufletul la gură. Despre ce este vorba, haideți să vedem! Liviu, trecerea de la copilărie la adolescență s-a făcut treptat sau a existat un, un eveniment deosebit care a pus hotar între, între aceste două perioade ale vieții tale? S-a făcut treptat în viața mea și îmi aduc bine aminte perioada undeva la 15 ani, când a apărut conștiința de sine. Atunci am început să privesc familia mea și lumea cu o altă lentilă. O lentilă care devenea tot mai mare, tot mai. Suspicioasă, care punea sub semnul întrebării tot ce era în jurul meu. Și așa, datorită acestei noi atitudini față de lume și viață, copilăria se stingea încet și apărea maturitatea. Trecând pragul adolescenței, dat fiind modificările fizice și psihice specifice acestei perioade din viața ta, Relațiile cu părinții tăi au suferit ceva modificări? În sensul acesta despre care spun că am început să chestionez credința lor, relațiile uh, s-au modificat în sensul următor. Devenisem duplicitar mergeam cu ei la biserică în continuare, pentru că ei ne duceau de copii la biserică, dar de pe la 14-15 ani încolo, mergeam cu o atitudine falsă, mergeam... De, din obligație. De, din obligație dar mintea mea era în altă parte, gândurile, valorile, căutarea mea era în altă parte decât în Dumnezeul acesta al părinților mei, care nu era și al meu. Vreau să-mi despre anii de liceu. Au fost la fel ca și pentru Bacovia, liceul, cimitirul al tinereții mele? Nici de cum. Academia de Artă a fost. Academie Cimitir al tinereții mele, nu mi-a plăcut deloc și nu, nu am simțit să învăț prea multe acolo. În schimb, liceul a fost pentru sufletul meu academia de artă, pentru că am făcut liceul de artă și îmi plăcea enorm atmosfera și uh, practicile pe care le aveam acolo. Poate chiar mai mult decât liceu, mi-a plăcut școala mică de artă în sistemul de învățământ de la noi, de aici, de la Cluj. Exista o școală, acum nu mai există, din păcate, o școală pentru elevii claselor 5-8 care vor să facă artă. Ei, acolo, acolo eram, eram cu. Extrem de, de împliniți, pentru că se făcea numai artă. Aveam un profesor cu pipă uh, și o doamnă profesoară extrem de drăguță, amândoi erau maghiari, oameni excepționali și care uh, făceau discuții cu noi despre artă la vârsta aceea și ne puneau la pictură și sculptură. Ei, școala aceea aș numi-o. Academia de Artă, perioada aceea între 5 și 8, iar apoi liceul, un soi de Academie de Artă, iar Academia de Artă a fost cel mai puțin pentru sufletul meu. Interesant și puternic, puternic a fost pentru mine perioada postuniversitară, Petrecută la universități în America, la două universități, câte un semestru, unde fiind artist cu reședință, am învățat lucruri pe care nu le aveam în România, și a fost, din nou, foarte interesant și educativ pentru mine. La ce materie ai excelat? Am 61 de ani, mulțumesc și cred că, în esență, toată viața mea am făcut doar sculptură. Și asta este valabilă și pentru perioada de liceu. Lucrurile pe care mi le amintesc cel mai bine din liceu erau atelierele de sculptură, erau. Uh, sculpturile pe care le făceam la mine acasă, am uh, uh, dezvoltat un, 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 un uh, grup statuar de foarte mari dimensiuni din Lut, pe vremea aceea, a, a, a liceului, și veneau profesori de la liceu să vadă lucrarea acasă. Deci, cele mai frumoase și mai intense amintiri din liceu pentru mine sunt legate de scumpa mea profesoară, Doina Elaș, care este îngerul tinereții mele și care m-a îndrăgit și m-a susținut, m-a încurajat să fac scultură. Ce sentiment ai avut când ai terminat liceaua? Un sentiment destul de confuz, pentru că Lipseam foarte mult de la școală. Atât de mult încât uh, directorul școlii a ajuns să mă caute acasă în câteva rânduri. Ce onoare! <laughs> Și bunul meu, Ion, avea 92 de ani, stătea la poartă ca la țară. Eram în oraș, dar el a rămas același ca la țară, stătea pe scauneș în fața porții și saluta trecătorii și vecinii, aceea era viața lui socială, plus că mergea la biserică, desigur. Astfel se face că în ziua în care a venit directorul să mă caute, să mă caute pentru că nu eram la școală, l-a întâmpinat bunul meu. Directorul supărat, unde e Liviu? el întreabă pe bunul, la care bunicul meu ce mă iubea și îmi poza, zeci de ore mi-a pozat bunul meu, portrete, studii de mâini, tot, mă iubea foarte tare. Se ia în piept direct cu directorul și îl întreabă, dumneata trebuie să știi unde e, nu eu. <laughs> și eu eram în momentul acela supat, pentru că l-am auzit pe director, era geamul deschis, l-am auzit și am... am fugit sub pat și m-am ascuns și până la urmă a plecat, bunicul meu l-a alungat. Din cauza acestor absențe multiple, pentru că realmente, în loc să merg la școală, mergeam la bibliotecă sau rămâneam acasă și modelam lucruri mari care nu le făceam la școală. Datorită absențelor, directorul a fost foarte necăjit și furios pe mine n-am fost corigent niciodată toată perioada aceasta a liceului decât în clasa a 12-a când el și-a propus să mă pice și să nu pot să-mi iau bacaloreat odată cu ceilalți cu colegii mei tocmai cumva să mă învețe minte, ceva nu contează, care a fost motivația lui dar astfel se face că toți colegii mei sau aproape, toți s-au terminat liceul, și-au dat bacul și-au plecat la admiteri. Iar eu, ca un întârziat în gară, am venit toamna din nou la uh, liceu să îmi scot uh, media de trecere și apoi am dat bacaloreatul undeva în toamnă târziu, astfel că ieșirea din liceu a a fost cumva spălăcită, nu a fost un eveniment uh, triumfal. Bănuiesc că ai avut și o primă iubire în viața ta. Cât de dulce și trecătoare a fost? Chiar că a fost uh, trecătoare și cu un gust amar. Era o tânără uh, de care mă îndrăgostisem, așa eram, uh, eram uh, copil și uh, îi dădeam telefoane și răspundeau uh, părinții ei și la un moment dat uh, tatăl ei m-a certat pe drept cuvânt. Eu o iubeam așa de tare încât uitam să salut la telefon și el, el îmi zice tinere nu ar fi necesar să zici bună ziua. Ei, nu mi-a mai dat-o la telefon. <laughs> Bine ți-a <laughs> <s> făcut. <laughs> Ce lucru crezi că au contribuit mai mult la maturizarea ta? Care au făcut să devii un tânăr cu, cu responsabilități. Eram în camera mea, și am mototolit un, o hârtie, nu știu, desenasem ceva și nu eram mulțumit, și am aruncat-o spre coșul de gunoi, care era la o anumită distanță. Și hârtie a căzut lângă coșul de gunoi. În momentul acela mi-a venit în minte un text din Sfânta Carte ce zice tot ce faceți să faceți ca pentru Dumnezeu adică să faci bine m-am sculat m-am dus am luat hârtia de lângă coșul de gunoi și am pus-o în coșul de gunoi textul acesta m-a maturizat și îmi păstrează continuu o atitudine de foarte mare responsabilitate față de viața mea, față de atitudinile mele, de vorbele mele, de, de faptele mele, ceea ce fac, am porunca aceasta de la Creatorul meu să fac bine. Și asta mă maturizează. Pornind de la experiența ta de părinte. Da. Ce? Care ar fi responsabilitățile pe care un copil de astăzi, în vârstă de 20-22 de ani, și le poate asuma? E în funcție de maturitatea lui. Fiul nostru, Paul, la 21 de ani, s-a căsătorit. Era atât de responsabil și atât de matur încât s-a putut desprinde complet de noi. Nu a cerut niciodată niciun soi de ajutor. Important, în bani. Nu. El s-a descurcat de la început, atât soția lui care este uh, o, o ființă extrem de creatoare, de creativă. Uh, uh, el la fel, fiecare a pornit un, un business, uh, Ligia pe, pe modă, iar Paul pe sunet și împreună de la început au fost capabili să plătească trei chirii, una pentru locuința lor, una pentru businessul lui și una pentru businessul ei, și lucrurile acestea au pornit la 21 de ani. Eu m-am căsătorit aproape la 30 de ani. El la 21 și de atunci o dovedește, au trecut mulți ani, foarte mulți ani, o dovedește că a fost suficient de matur încât să ia viața în piept. Crezi că iubirea baturizează omul? Enorm. Pentru că, de fapt, aici trebuie să definim iubirea. Care e iubire? Care iubire? Care iubire? Corect. E iubirea de tip agape, iubirea cristică, iubirea care înseamnă slujirea celuilalt, care înseamnă facerea de bine pentru celălalt și nu Căutarea foloaselor proprii. Aceea, acel tip de iubire maturizează. Tipul de iubire care așteaptă și care nu oferă nu aduce maturizare. Din potrivă, aduce uh, un stil de viață cu pretenții de la celălalt și o lipsă de responsabilitate din partea ta. Pe când iubirea de tip agape responsabilizându-te, făcându-te să-ți iubești în mod activ partenerul sau vecinul sau dușmanul, iubirea de tipul acesta, care este iubirea cristică, te, te face în totalitate matur și în asemănare cu marele prototip pe care îl are umanitatea. Maturitatea omului Îi schimbă statutul în ochii Statul său de copil în ochii părinților? Copilul rămâne copil totdeauna. Mămica mea fie iertată, scumpa mea mămică și tăticul meu, dar ea cu precădere pentru că a trăit uh, mulți ani după tatăl meu, uh, a plecat la cele eterne la 85 de ani și uh, eu aveam 60 de ani și desigur ca și cu tine și cu toți ceilalți, mămica rămâne mamă și tu ești copilașul ei și se îngrijește de toate amănuntele cu privire la viața ta, indiferent ce vârstă ai. Dar omul a ajuns matur. Cum își privește părinții din această perspectivă? Ideal este să-i privească în continuare conform celei de-a cincea porunci, din cele zece, să-i privească cu respect, să le dea cinste. Părinții care te-au adus în lumea aceasta, prin care Dumnezeu te-a te te născut, te-a format, au o valoare extraordinară, o valoare în sine, prin faptul că te-au adus în lumea aceasta și te-au crescut, adică au adus viață și au întreținut viața ta. Acestea sunt lucruri care nici nu se pot răsplăti vreodată. Cum să nu rămâi o viață întreagă cu un respect de plin față de părinții tăi? Mi-ai spus că ai avut o perioadă în adolescență când erai du duplicitar. Merge la biserică, dar din, din obligație. Da. Cum ai ajuns la convertirea ta spirituală? Este una dintre cele mai importante întrebări pe care mi le-ai putut pune, pentru că vizează cel mai important moment din viața mea, și anume convertirea, întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnire cu Dumnezeu care constituie fundamentul vieții mele și a oricărui om. Am convingerea profundă că suntem trimiși în lumea aceasta cu acest scop de a ne lega religo, relegare, religie, de a ne relega cu Creatorul nostru, cu care am rupt-o prin păcat. De aceea, momentul convertirii mele, relegării mele de Dumnezeu, este cel mai important lucru din viața mea. După acei 15 ani ai copilăriei, am început să-mi pun întrebări proprii cu privire la viața mea, la planeta aceasta, la sensul existenței mele. Marile întrebări pe care și le pune orice ființă de la momentul apariției conștiinței de sine. Astfel că mereu, mereu căutând răspuns la întrebările acestea, am început să experimentez diferite lucruri pe care lumea aceasta le oferă, căutând sensul existenței mele, de ce trăiesc eu. Și atunci am avut o perioadă în care am băut, am consumat alcool. Vedeam că aceasta este o activitate importantă pentru mulți, am zis, o fi asta, haide să o încerc. Și am intrat conștient în practica aceasta cu scopul de a vedea, îmi asigură, iar răspuns la întrebarea cu privire la sensul existenței mele pe om Și apoi am căutat răspuns la aceeași întrebare în drog, atât cât se putea pe vremea aceea, în sex, în artă și rând pe rând experimentam ceva care îmi lua o anumită perioadă. După aproximativ 5 ani de căutări, am tras o concluzie. Mai lucrurile acestea pe care mi le oferă lumea sunt în regulă. Pot să beau un bar de vin. Dar niciuna dintre ele nu poate să asigure răspuns la întrebarea existenței mele. Adică, pot eu să, să trăiesc în lumea aceasta ca să beau? E prea puțin. Simțeam că e mult prea puțin. Că e în regulă, dar e prea puțin. Astfel că, în 5 aprilie 1975, am intrat în camera mea, am închis ușa după mine, m-am dezbrăcat în pielea goală, pentru că așa mă simțeam gol. Și m-am pus pe genunchi undeva în mijlocul camerei. Acolo era puțin loc, în rest era mare deranj în camera mea. Și m-am rugat ceva de genul unui minut, probabil. Și o rugăciune foarte scurtă, dar totală. Am spus ceva de genul Dumnezeul părinților mei, pentru că nu era Dumnezeul meu, dacă existi, fă ceva, descoperă-mi-te cumva, dă-mi un semn. Căutam în momentul acela când nu am găsit nicăieri răspunsul cu privire la fericire, căutam de data asta la Dumnezeu, dar îl căutam eu, nu părinții mei sau prietenii. Era căutarea mea. Țin minte că m-am ridicat de pe genunchi așteptând un miracol, speram să aud o voce sau să văd o de înger sau să se cutremure camera sau ceva, un fenomen supranatural. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea, dar și acum simt cum în momentul în care m-am ridicat de pe genunchi ceva ca o greutate a căzut de pe umerii mei. Am simțit un soi de libertate, un soi de fericire. Era foarte mică, era un mugur, dar era acolo, era ceva foarte fin în sufletul meu. O bucurie extrem de mică. Așa, ca o sămânță. Ei, îți mărturisesc că, an după an, această bucurie a crescut ca o spirală, tot mai mult și mai mult, ca o plantă. Bucuria vieții este în viața mea, o plantă care a pornit atunci, în 5 aprilie 75, și care crește zi de zi. Iar în momentul acesta ai în fața ta un om foarte fericit. Sunt un om foarte fericit. Ușor. Ușor. Da. În păcat cu tine însuți, da? În păcat cu Dumnezeu, care din momentul acela în care l-am rugat, fă ceva, te rog, dacă existi, din momentul acela a făcut, mi s-a descoperit, mi s-a relevat din nou și din nou și din nou și din nou și din nou esența vieții mele este această bucurie a întâlnirilor mele cu Dumnezeu. Acelor momente în viață în care sunt conștient că acest lucru mi se întâmplă numai pentru că m-a ajutat Dumnezeu, că nu se putea întâmpla altfel. Am ajuns de atâtea ori la marginea unei prăpastii în care nu mai aveam soluție de niciun fel, nu mai exista rezolvare, și când eram conștient, nu mai este rezolvare, apărea rezolvarea. Și în momentul acela intervenea Dumnezeu. La fel de această perioadă, ai mai avut un eveniment în care ai simțit că viața scapă de mând, că nu mai poți controla? Da. După momentul acela al chemării lui Dumnezeu în viața mea, a urmat armata. Am făcut armată lungă, un an și si patru luni, și si în armată, Dumnezeul acesta care a venit în mine, căruia i-am deschis ușa și si l-am rugat să intre, și si a intrat, el care mă locuia era cu mine în armată acolo și si a creat condiții încât eu să sculptez. În armată am avut atelierul meu, pisica mea, biblia mea, chitara, mă sculam când doream, mă culcam când doream și am făcut pentru ei sculpturi de 2 metri jumate, înălțime un decebal și un traian, busturi ale marilor noștri domnitori, domnitori cu care ei și-au uh, populat birourile, a fost o viață excepțională, excepțională. Încât când s-a terminat și toată lumea își număra câte zile amere, câte zile au mai rămas și când s-a împlinit ziua plecării, au fugit toți acasă, eu singur am mai rămas în unitatea aceea încă vreo săptămână ca să termin o sculptură care mi era în lucru. Mă simțeam perfect. Ei, pe partea cealaltă, fiind în regimul comunist, în unitate exista ideologul, ofițerul Ateu. Secretarul de Partid. Și întrucât comandantul unității venea la mine în atelier și făceam portretul, venea și acest comandant, ac și acest uh, ideolog comunist, Ateu, și stătea de vorbă cu mine. Era un om extrem de elevat, extrem de șiret și eu eram un copil. Ei, omul acesta a reușit, asemenea unui șarpe, să îmi dărâme credința. După ce îți povestisem, am văzut că nu există alt răspuns pentru mine în viață decât Dumnezeu, omul acesta a reușit să-mi de, Să-mi-l să demoleze pe Dumnezeu, să-mi demonstreze că nu există Dumnezeu. Mi-a dat să citesc o carte celebră pe vremea aceea, Biblia Haslie, haslie da. și care m-a paralizat complet. În momentul în care am citit din cartea aceea o bucată bună, aveam pe masa acolo, în atelierul meu, Biblia și Biblia Haslie. Dar realmente. Exact ca și o insectă înțepată de paianjen care paralizează și nu mai poate să miște și apoi deavolo, de uh, 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 paianjen o, o devorează. Așa eram eu, eram paralizat spiritual. Nu puteam fizic să mă mai ating nici de Biblie și nici de Biblia Haslie. Biblia Haslie îmi demonta Dumnezeul din Biblie Așa că nu mă mai puteam atinge de asta, dar nici de cealaltă. Nu, nu, nu mai puteam, era, eram, eram terorizat. În momentul acela a apărut gândul sinuciderii, în mod foarte pregnant. Și fiind în armată, era foarte ușor să o rezolv când eram de gardă puteam să îmi pun capăt zilelor, pentru că din momentul acela, ne mai avândul nici pe Dumnezeu și conștient că nimic din celelalte ce mi le oferă lumea nu constituie răspuns pentru întrebarea de ce există eu în lumea aceasta, în momentul acela viața chiar nu mai avea sens. E imposibil să nu simți fior pe șirea spinării după o așa mărturie. Sunt convinsă că așteptați desnodământul cu sufletul la gură, însă Acum suntem nevoiți din nou să coborâm din mașina timpului, deoarece și acest episod a ajuns la final. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de multe binecuvântări. La revedere!